Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Trei sunt care mărturisesc în cer. Tatăl, Cuvântul și Sfântul Duh. Și aceștia trei una sunt. 1 Ioan, capitolul 5, versetul 7. Iubiți credincioși, în Evanghelia de astăzi se spune: vedeți să nu disprețuiți pe unul din acești mici, că zic vouă că îngerilor în ceruri purea văd fața Tatălui meu care este în ceruri. Căci Fiul omului a venit să caute să mântuiască pe cel pierdut. Iată ce poruncă le dă Mântuitorul Iisus Hristos: să nu disprețuim pe nimeni. El spune pe unul din aceștia mici. Nu spune mai, pentru că nimeni este mare în fața lui Dumnezeu. Omul este mic. Este mic la început. Este ca și un copil. Însă noi putem crește. Creștem cu trupul, dar trebuie să creștem și cu sufletul, cu lucrarea cea bună, ca să ajungem la măsura totală de desăvârșit, care este Domnul Iisus Hristos. Și ne avem această măsură în noi. Este deja această măsură. Trebuie doar să ajungem la El. Și de aceea Domnul Iisus ne poruncește să nu disprețuim pe nimeni. Indiferent cum arată, indiferent cum se îmbracă, indiferent ce meserie are, ce funcție are, pentru că toți suntem egal în fața lui Dumnezeu. Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Vrea, cum se spune și în altă parte, vrea ca toți oamenii să mântuiască. Însă omul, oamenii, îl refuză pe Mântuitorul Iisus Hristos. Refuză mântuirea. Refuză, omul refuză meargă pe calea aceea strâmtă care duce în împărăția celor. Este mai ușor să apuce pe calea cea largă, pe calea plăcerilor și să abată de la țelul său suprem, care este dobândirea Harului Sfântului Duh. Apoi îi spune în continuare, ce vi se pare dacă un om ar avea 100 de ori și una dintre ele s-ar rădăci? Nu va lăsa oare în mod special de 99 și ducându-se va căuta pe cea rădăcită? Deci noi suntem oile cele pierdute. De multe ori rădăcim pe căi greșite. Dar vedeți? Doar dacă spunem un cuvânt sau două cuvinte sau câteva, Doamne, ajută-ne! Doamne, îndură-te de noi! Doamne, milostivește spre noi! El lasă totul și vine în căutarea noastră. Și dacă s-ar întâmpla să o găsească pe acea oiță, adevărat că este vouă că se bucură de ea mai mult decât de cele 99 care nu s-au rătăcit. Și așa spune că, se spune și în Sfânta Scriptură, că mai mare bucurie este în cer pentru cineva care se întoarce la Dumnezeu. Este o mare bucurie, mai mare decât pentru cei care deja sunt pe calea cea bună, sunt pe drumul Sfințeniei. Este mare bucurie pentru un om care se întoarce la Dumnezeu. Acolo, în ceruri, Sfinții se bucură pentru că acela a pus început bun sau aceea. Se roagă, se mărturisește, postește, merge la biserică și ține aproape de Hristos. Astfel, nu este vreme înaintea Tatălui vostru cel din cerul ca să piară de unul dintre aceștia mici. E vrea ca tot omul se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină, cum se spune. Și apoi, ne îndeamnă la iertare. Deci va greși ție, fratele tău. Mergi, mustră-l pe el, între tine și el singur. Și te va asculta, ai câștigat pe fratele tău. Sigur, câteodată greșim, fiecare greșim. Fiecare păcătuim. Se spune că noi greșim în fața oamenilor și păcătuim față de Dumnezeu. Și e bine să ne cere iertare. Într-un fel sau altul. La unii este ușor să spună, te rog iartă-mă că am greșit. La alții poate este mai greu. Și ce face? Poate face un cadou celuilalt.
intră vorba cu el. Știu, îl invită la, știu, o prăjitură, la o cină, ca să, prin asta să-și ceară iertare. Chiar dacă nu folosește cuvintele, atitudinea contează, intenția. Dumnezeu se ia după intenția noastră și după intențiile bune, dar și pe cele rele vede. Și știm ce mi se spune, că doar dacă am privit cu privire, că lăsăm păcatul să intre în suflet și păcatul este iertat. Fără să facem, fără să facem, dar dacă am primit în suflet. Iar de nu te va asculta, ia cu tine încă unul sau doi, ca din ora doi sau trei marturi să stăpânească tot cuvântul. Și de nu-i va asculta pe ei, spune în bisericii, iar de nu va asculta nici de biserică, să fie ție ca un păgân și vameș. Și noi de multe ori îi chemăm, știu, nu chemăm pe fratele nostru, pe vecinul nostru, pe cine știu, a fost martorul nostru. Atunci când cineva poate ne-a să vorbă urâtă, sau ne-a ajut chiar la tribunal. Și știți cum e? Uneori biserica intervine, alteori nu intervine. Pentru că vedem și în Evanghelie, în Sfânta Scriptură, când au mers doi să judece pentru averea lor. Și i-au cerut Mântuitorului, Iisus Hristos, să le facă dreptate. Domnul Iisus nu intervine acolo. Pentru că orice ar fi făcut, oricum ne-ar fi împărțit averea, nu era mulțumit. Și Dumnezeu știe lucrul acesta. Dar, în unele situații, dar se poate interveni și acolo poate să revină pacea, să revină înțelegerea. Pentru că omul nu este veșnic aici pe pământ. Și știți cum scrie? Că pământul este al Domnului și toată firea lui. Pământul nu este al Domnului. La administrator. Și de mii va asculta pe ei, spune așa bisericii, și să fie ție ca un păgăr și vameș. Că nu mai poți să înțelegi cu cineva ce poți să faci. Important este să nu avem ură față de nimeni. Sigur că la început este greu să ne rugăm pentru dușmanii noștri, dar totul se poate, să știți. Puteți să rugăm și pentru ei. Și Sfântul Silvan îi spune, una dintre condițiile mântuirii este să iubim pe rășoșii noștri, să ne rugăm pentru ei. Chiar dacă ne dă seama că nu are rost să ne mai întâlnim cu aceștia. Pentru că, știu, iarăși să ajunge la pragul și așa. Dar putem să spunem o rugăciune, Doamne, ajută, Doamne, luminează mintea ca să înțeleagă adevărul, să înțeleagă că nu am greșit sau dacă am greșit, mi-a părut rău, dar nu m-a iertat. Sunt multe situații. Însă Dumnezeu vede inima noastră. Și asta contează și pentru intenția noastră, inima noastră. Și apoi, în continuare, spune, sigur, acest lucru se referă preoților, adevărat că e zbor, cât te vezi legat de pământ, vor fi legate și în cer, și oricât te vezi dezlegat de pământ, vor fi dezlegate și în cer. Deci preotul are această menire, această putere să dezlege. Preotul dezleagă de obicei, nu leagă. Acum sunt și condiții excepționale. De o legătură, așa să zicem, poate, știu, pentru păcate grave, să nu se împărtășească o perioadă. Acum, sigur că sunt și preoți, sunt și călugări și preoți care, pentru anumite fapte, pe care nu le amintim aici, leagă pe aceștia, am zis zile să nu se împărtășească. Dar, de obicei, știți cum e, când păcatul e făcut în tinerețe și au trecut 20 de ani sau 30 de ani, nu ce se mai dai oprire, încă 5 ani mai dai oprire de la partea așa. Sau poate că citește, știu, un acadist că e mai scas de acolo, deci în ghilimele pedeapsă. Poate face și o secementă care poate și mai tână. Poate face milostenie, se mai scade. Înțelegeți? Iarăși le zvolă că dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ în privința unui lucru pe care îl vor cere, se va da lor de către Tatăl meu care este în ceruri. Deci, doi, dacă se vor hotărâ pe pământ în privința unui lucru, vor primi. Și este foarte important să cerem de la Dumnezeu ceva, dar e bine să fim doi.
unii spun, chiar se referă poate și la minte, dar și la inimă. Nu neapărat la două persoane. Pentru că dacă cu mintea suntem, știu, un altă, chiar și când ne rugăm, dar cu mintea suntem în altă parte, nu se prinde. Dar când mintea coboră în inimă și cerem din tot sufletul, Domnul ne dă orice cerem. Fie că suntem mai mulți, fie că doar coborăm cu mintea inimă și zice, Doamne, eu ajută pe copilul meu care examen sau Doamne, vezi că sunt bolnav sau mama e bolnavă sau sunt atâtea cere și lucruri pe care noi vrem să le plinească Domnul. Însă aici se referă și la, știu, acolo, cu mintea în inimă. Altfel, dacă ele stau separate, nu o să primim mare lucruri. Sau poate chiar deloc. Că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Și totdeauna când vin la biserică, câte o sărbătoare, așa, peste săptămână, cade peste săptămână și lumea la servici sau, știu, într-o călătorie, sau cum se spune, că divine cuvântate precii, nu s-au întâmplat aici să vină credincioși, cu toate că dacă omul este la servici sau plecat și nu vine la biserică, plecat, deci nu se poate, sau în sărbătorile mari, cum apoi e. Deci, au fost multe persoane care nu au venit la biserică și e mare păcat. Noi nu judecăm, doar facem o constatare. Sunt și alte zile pe care merge, știu, o excursie și în altă parte. Nu trebuie chiar de rosarii sau chiar de Sfânta Treime. Duminica este făcută pentru a veni aici, a ne întâlni cu Hristos, cu noi între noi, să ne bucurăm de această zi minunată, pentru că Hristos ne-a trimis pe Duhul Său, pe Mângâietorul, cum spune. Dacă mă voi duce, dacă nu mă voi duce, Mângâietorul nu va trimite. Dar dacă mă voi duce, îl voi trimite la voi. Pentru că așa, în casa Tatăl meu, multe locașuri sunt. Și îl vedem pe Sfântul Duh, și Sfânta Treime, cum a lucrat încă de la facerea lumii. Pentru că la facerea omului în Rai, Dumnezeu a zis, să facem om după chipul și după asemănarea noastră. Facerea 1 cu 26. N-ai să fac om după chipul meu. Nu este doar aici, nu participă doar Dumnezeu Tatăl. El este Creatorul, dar participă și Fiul și Sfântul Duh. Din veci până în veci ești tu. Eu și Tatăl una suntem. Sunt multe locuri, se spune, mi se arată unirea dintre persoanele Sfintei Trei și trepătrunderea. Și a făcut sigur om după chipul lui Dumnezeu, ai spus să facem după chipul și asemănarea noastră și puțin mai tot ce a făcut om după chipul nostru. Pe cum după chipul nostru, dar vezi că după chipul și asemănarea noastră. Vedeți să ajungem la asemănarea cu Dumnezeu, cu Hristos, prin puterile noastre, cu munca noastră, cu rugăciunea noastră, cu postul nostru, cu spovedania noastră, cu transpirația noastră, cu asudarea noastră. Și vom ajunge la măsura lui Hristos, care deja este în noi. Trebuie doar să ajungem acolo. Mai avem unii câțiva pași. Alții o care mai lungă, alții mai scurtă. Dar nu putem să ajungem în locul dacă nu este. Putem găsi un lucru care nu e acolo. Sau cum spune de veșniță. S-a mai descoperit ceva. S-a descoperit pentru că în veșnicie era acolo. Au descoperit. Ce au descoperit la veșniță? Ce era deja. Era deja acolo. Și încă se va mai descoperi. Dar ei sunt din veșnicie. Dar încă omul a ajuns la ele. Așa e și cu măsurile lui Hristos. Toți avem această măsură, trebuie doar să ajungem acolo. Apoi la turnul Babel, când oamenii au vrut să facă după potop, știți? Au zis, măi, ce să facem? Hai să facem un turn. Oamenii iară s-au rătăcit, așa s-au mulțit pe pământ și iar s-au rătăcit. Și a zis, măi, dacă mai vine un potop, cu toate că Dumnezeu a zis lui Noe să facă o jertfă, așa de mulțumire, după ce s-au retras apele și acolo noi a dus jertfă, s-a rugat cu familia lui și ca semn al legământului dintre noi, dintre om și Dumnezeu, că nu va fi potop pe pământ, apare curcubeul, este semnul legământului. Și iată că după ceva timp, când s-au mulțit oamenii, lumea pe pământ, aceștia au uitat. Pentru că s-au îndepărtat de Dumnezeu. Și să facem un turn
așa, dacă mai dă Dumnezeu o ploaie așa mare, să ne refugiem acolo. Să, pentru că știm, apa a acoperit toată suprafața pământului și munții cei mai înalți. Nu mai erau palme de uscat. Și atunci s-au gândit unii că dacă va veni cu topul, ei să scape, să refugie de acest turn. Și iată ce s-a întâmplat, că a zis Dumnezeu să ne pogorâm, să le amestecăm limbile. Facere 11 cu 7. Deci să ne pogorâm, deci apare așa Sfânta Treime, zic, Tatăl, Fiul, Sfântul Duh. Să ne pogorâm, să ne amestecăm limbile. Și nu s-a mai înțeles. Unul a zis, dăm cărămida, i-a dat, știu, găleata. Și nu s-a mai înțeles. A cerut unul, știu, cercătorul clădit și i-a dat altceva. Deci nu s-a mai putut înțelege. De atunci au apărut limbile pe pământ. Să ne amestecăm limbile. Apoi la botezul Domnului, sigur că și ne apare Sfânta Treime, care a pus grai în gura prorocilor. Și îi spun totdeauna că sunt vocea Domnului, reprezintă vocea Domnului, îl reprezintă pe Dumnezeu. Zisa Domnului, nu spune că eu am zis. Mergea la un rege și trimis prorocul, trimis de Dumnezeu, de, a grăit Domnul, așa grăiește Domnul. Vedem la botezul Mântuitorului, când a venit Domnul din Galileea, se boteze în Iordan. Ioan a început să tremure. Când și-a dat seama cine e în fața lui. Avea Duhul vederii dinainte și Sfântul Ioan Botezătorul. Știa și ce e în sufletele oamenilor. De aceea le spune și soldaților, și vameșilor, soldații să se mulțumească fiecare cu solda lui. Cel care dă o haine de acelui și cu mâncare la fel. Și când a venit Mântuitorul, deja parcă nu mai putea să facă nimic, era acolo Iordan, zice, Doamne, eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine. Au muțit toți, au mărmurit și el. Cum să-l botez eu pe Dumnezeu, pe Creatorul meu? Și zice, lasă-te acum, așa se pune să-ți vin toată Scriptura. Și la un moment dat s-aude un glas din cer, acesta este Fiul meu cel iubit, pentru care am binevoit. De el să ascultați. De el trebuie să ascultăm. Nu de altcineva, nu de alți proroci mincinoși. Nu de alți oameni, de anumiți conducători politici care duc lumea în eroare. Trebuie să ascultăm de Hristos. Trebuie să citim Biblia pentru ca să ascultăm de vocea lui Hristos. Dacă nu citim, special Noul Testament, dar nu așa, hai că l-am citit ca să mai citesc și eu o carte, nu? Și trebuie să o recitim, și de fiecare dată descoperim alte lucruri minunate. Pentru că Scriptura ne vorbește la fiecare parte, ca și Psaltire. Și l-a văzut pe Duhul Sfânt în chip de porumbel, care plătea din aripi. Acest lucru s-a văzut doar când a fost chilotorit Sfântul Iangul de Aur. Deasupra lui era un porumbel care zbura, stătea acolo și plătea din aripi. Deasupra Sfântul Iangul de Aur. Doar el s-a văzut așa ceva. Și Duhul Sfânt era acolo. Deci Tatăl, Fiul și Sfântul Duh erau acolo la Iordan, la botezul Domnului. Cât de frumos, cât de frumoasă este cântarea de care o cântăm noi, de bobotează, în Iordan, botezându-te tu, Doamne, închinarea Treimii s-a arătat. Închinarea Treimii s-a arătat. Căci glasul Părintele Mărturisiției, Fiul iubit pe tine în minte și Duhul în chip de pământ a devenit întărea Domnului, ceea ce ți-a arătat Hristoase Dumnezeule și lume lumina slavăție. Da? Apoi Sfântul Ioan, Evanghelistul, spune foarte frumos că trei sunt care mărturisesc în cer. Tatăl, Cuvântul este Fiul lui Dumnezeu este Cuvântul. Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt. Și acești trei, una sunt, 1 Ioan 5 cu 7. Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt. Să știți că Duhul Sfânt vine și atunci când noi cântăm. Așa scrie în cartea Zbornicul, care ne vorbește despre rugăciunea lui Iisus. Cel mai bun ghid practic. Zbornicul. Este o carte groasă, dar merită citită. Și acolo spune că atunci când noi cântăm, dar în orice cântare, ne spune că în orice cântare,
Nu din astea lumești. Nu muzică ușor. Toate sunt frumoase și muzica populară este frumoasă și ușoară, dar spune acolo. Dulce nu vine duși pe noi cântăm. Cântăm bisericești. Și noi simțim, nu? Ce fac de aceea? Și când spunem, Doamne miluiește, Domnul este nerăbdător ce pentru și lumea spune, Doamne, Doamne miluiește, să cânte, așa, nu ce tu. Nu trebuie să zbierăm. Este rugăciunea lui Iisus. Doamne miluiește, este o prescurtare a rugăciunii Doamne este Iisus, Dumnezeu, Iisus și Iartă, Doamne păcătosul. Și putem spune o altă variantă care avem noi. Doamne este Iisus, miluiește-ne, Doamne este Iisus, Dumnezeu, miluiește-ne, sau fiecare cum crede. Dar să apară numele lui Iisus Hristos în corp. Pentru că nu există nume mai mare decât al Său. Și doar prin numele Său, prin Iisus Hristos de mântuire. Deci atât să apară Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Sau mai bine zis, miluiește-ne. Pentru că avem familie, avem copii, avem părinți, miluiește-ne. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne. Ajunge chiar formula aceasta scurtă. Și Dumnezeu îți vine duși de zicem o cântare, fie aici la biserică, fie pe drum, fie acasă. Cine amintim o strofă dintr-o cântare frumoasă și deja simțim bucuria Duhului Sfânt. Ați observat? Ne apucăm și zicem o cântare și deja simțim bucuria aceea. Și numai în gând, așa încetul, putem spune, pe mașină, pe drum, în aglomerație, în grădină. Știu o femeie care pleca la Domnul din Sâmnicara când lucram la colectiv, pe timpul. Și când răsădea roșii ardei, acolo pe când, ea cânta. Deci cânta, da, toate strofele. Și păi, nu știu, m-am minunat, mă. Deci eram mirat. Eram destul de mic atunci. Și după aia mi-am dat seama că de ce cânta ea. Era cu Duhul Sfânt. Apoi, Apostolul Filip i-a zis Mântuitorului, Doamne, arată-ne-o pe Tatăl. Doamne, arată-ne-o pe Tatăl. Deci Domnul Iisus a stat cu ei trei ani. Unii spun că trei luni, dar nu este trei, nu e adevărat. Unii cercetători spun că trei luni. În timp de trei luni am instruit, deci așa, ghilimele, în credința, știu, ca ei să meargă, să provesc Evanghelie. Dar nu, au fost trei ani. De-a trei la trei știi de ani. Și Filip a văzut atâtea minuni săvârșite de vânzătorul lor, de Domnul Iisus. Îl cunoștea și totul spune, arată-ne-o pe Tatăl. Și zice Domnul Iisus, Filipe, atâta vreme ai fost cu mine, cred că a fost dezamăgit un pic Domnul Iisus. Și n-ai cunoscut că Tatăl este într-o mine și eu într-o Tatăl. Ioan, capitolul 14, versetul Vestele de la 8 la 11. Dar Fiul este în Tatăl, Tatăl este în Fiul, la fel și Duhul Sfânt se află în Fiul și în Tatăl. Toți trei una sunt. Și noi îl mărturisim, mărturisim. Deci Sfânta Treime, mărturisim Sfânta Treime, crezi. Pe care știm și l-am ținut la Sfântul așa, scris, îi se spune și Liceul Constantinopolitan, pentru că a fost scris la Nicea și la Constantinopol, 325-381, 391, și este văzut pe Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Sfântul Duh. Iubiți credincioși, suntem învățați să spunem rugăciuni scurte, tot în această carte, zbornicul, pentru că nu rezistăm. Și ne fuge mintea, nu putem spune rugăciuni lungi, putem să nu demoreșim decât, știu, după mult antrenament, după multă muncă. De aceea, Sfinții Părinți, pe lângă pravila lor, așa cum a spus, cu rugăciune dimineață, saltire, acatiste, ce spuneam ei, spunea și o rugăciune care îi se ridea de inimă. Cea mai scurtă și mai puternică rugăciune este rugăciunea lui Iisus, care cu timpul coboară din mintea inimii. Și putem spune această rugăciune toată ziua. Sigur, când obosim, ne putem opri, nicio problemă. Trebuie să ținem focul aprins. Nu trebuie neapărat, zicem, dimineața până seara doar rugăciune. Trebuie din când în când să ne amintim de numele lui Hristos, de
Dumnezeu, de rugăciunea Tatăl nostru, de născătoare, de rugăciunile care spunem noi în fiecare zi. Se spune că o corabie naufragia și a rămas, erau trei supraviețuitori pe insulă. Erau oameni simpli, nu știau să roage și a zis, mai să învățăm și noi, să nu zice și rugăciune, nu știu nicio rugăciune. Și s-a gândit, știa, auzi și e de Sfânta Treime, de Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, dar nu știau chiar nicio rugăciune. Și am zis, dai una, noi trei, mântuiți-ne pe noi. Noi trei, mântuiți-ne pe noi, așa spuneam, toată ziua. Și după mulți ani, acolo s-a oprit o corabie și era și un episcop de corabie. Au coborât, oameni, cum ce faceți aici? Și le spune ce au pățit de ani de zile și uite, haideți că puteți să mă ducem pe continent. Ce au zis noi, de atât timp ne-am învățat aici, probabil și familia noastră nu mai au dat de noi, unii au murit. Și la noi face, dar bine, voi vă știți să vă rugați. Știm, știți Tatăl nostru? Nu știi, dar ce rugăciune? Și în față rugăciunea Tatăl nostru, care știe ce rugăciune, îi spune ce știu ei cu noi trei, voi, vorba de Sfânta Treime, noi trei, voi, trei mântuiți-ne de noi. Ce a venit bine, să nu-i pună rugăciunea, dar să învăța Tatăl nostru și o repetă de 5 ori, de 10 ori și când își dă seama episcopul că a învățat rugăciunea, o plecat cu corabia și ei stau și au dat seama că nu mai știu rugăciunea toată. Și mergeau și ăștia, se depărtau de insulă, au văzut că veneau acești trei oameni pe valuri și alergau. Episcopul s-a mirat, s-a înspăimântat și au venit oamenii aceia și a zis, preasfințite, a venit să te rugăm că am uitat rugăciunea Tatăl nostru, nu mai spui odată. S-a mirat, s-a fricoșat episcopul și a dat seama ce putere, ce har, ce curăție, la ce înălțime a ajuns cei trei, prin acea rugăciune simplă. Și a zis, oameni buni, rugăciunea voastră este foarte bună, mergeți înapoi, stați liniștiți și așa să rugați. Cu voi, trei, mântuiți-ne pe noi, amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, amin.